Salut! Bine ați revenit pe vlogul cu rulote! Astăzi o să vă prezint o autorulotă integrată, un Carado i338. Este un model proaspăt ajuns. După cum vedeți, e destul de murdară pentru că, deși a venit pe platformă, vremea a fost foarte, foarte ploioasă și s-a murdărit. Acesta este un model de autorulotă pe șasiu de Fiat Ducato. Aici avem alimentarea cu motorină și cu AdBlue. Evacuarea pentru truma combi și alimentarea cu apa. Grilele de la frigiderul mare, caseta de toaletă, alimentarea cu energie electrică. Iar aici avem compartimentul de gaz, unde intră două butelii sau două rezervoare. Garajul este foarte, foarte spațios, foarte generos. Intră aici chiar și motociclete. Foarte multe spații de depozitare și cabina este foarte luminoasă din cauza că avem aceste geamuri de mari dimensiuni. De altfel, aceasta este principala caracteristică a autorulotelor integrate. Sunt foarte, foarte spațioase din cauza că nu au o cabină clasică. Cabina este împreună cu caroseria rulotei și practic are aceeași lățime cu restul autorulotei. Și implicit avem mult, mult mai mult spațiu. Ia uitați aici cât spațiu este până în față. Pentru intimitate putem să tragem aceste jaluzele, inclusiv la parbriz. Foarte mult îmi place la integrate și patul acesta de deasupra cabinei. Gata patul. Foarte spațios, are 1,60 pe 2 metri. Cât un pat de dormitor bun. Trapă acolo sus. Trapă mare aici, mai este o trapă în spate. Zona de living este foarte, foarte spațioasă. Scaunele din cabină se întorc. Au o bază pivotantă și totul este foarte spațios. Zona de depozitare cu dulapuri mari. Și aici sub frigider avem zona de depozitare. Frigider trivalent cu congelator separat. Aici este partea de control, panoul de control. Și aici este controlul de la încălzirea truma. Sincer, mă așteptam să fie un panou digital aici, dar se pare că nu au pus. Aici avem televizorul.
Este un sistem de la Teleco, se poate roti în orice direcție. E interesant sistemul acesta. Când ai terminat cu TV-ul, l-ai închis și l-ai împins înapoi în compartimentul lui. Partea de bucătărie de tip L. Aragaz Tedford cu 3 ochiuri, chiuvetă, spații de depozitare iluminate, și aici avem și un coș de gunoi, foarte mari. Spațiile de depozitare la zona de bucătărie. Zona de dormitor cu trapă mare aici și pe lateral. Două ferestre care împreună cu trapa asigură suficientă lumină. Spații de depozitare peste tot, iar acest pat poate fi transformat din pat separat pentru două persoane, poate fi unit. Spații de depozitare și aici. Și ce îmi place, că lumina este automată. La fel și aici. Și aici văd că avem și distribuția de 220 cu siguranțele aferente. Să vedem și baia. Wow! Baia este foarte, foarte faină. Da. Este o autorulotă foarte, foarte frumoasă. Dar și prețul este pe măsură. O astfel de autorulotă ajunge cu tot cu TVA la peste 80.000 de euro. Sper că nu v-am făcut prea mult sânge rău arătându-vă această autorulotă. Mie îmi plac foarte mult autorulotele integrate, dar deocamdată nu sunt pentru mine. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel și veți fi notificați de fiecare dată când voi posta un nou video. Până data viitoare, vă salut!